Spuneți-mi ce se întâmplă la dumneavoastră aici. Domnul primar refuză să ne însemneze statele de plată și să plătească salariile pe luna februarie. Banii au fost scoși din trezoreria Burladă încă de pe data de 10 martie și nu știu pentru ce motiv, că zilnic ne trezim că venim la instituție la o fără două minute și ne cheamă și ne spune că ți-am tăiat 10 minute, ți-am tăiat un sfert de oră, pune femeia de serviciu să se uite pe camerele de la vedere care sunt instalate în birourile noastre în mod ilegal, fără consimțământul nostru. De când aveți camere în birouri? De când a fost investit în funcție, 2012, prima dată, am sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu caracter personal, au venit, au făcut un control, au dat o amendă și ulterior am înțeles că domnul primar a atacat în instanță. Aveau și microfoane și după aceea nu a respectat nicio lege, nicio decizie și au fost instalate camerele din nou. Am înțeles. Deci dumneavoastră sunteți domnișoara sau doamna secretar? Secretarul comun, da. Cum vă numiți? Capră Adina. Adina Capră, da? Dumneavoastră? Fostă viceprimar, Bulai Lenuța Simona. Dumneavoastră sunteți fostă... Da. Spuneți-mi dumneavoastră, din punctul de vedere, ce se întâmplă? Din punct de vedere, pe o perioadă de 3 luni de zile care am funcționat aici ca viceprimar în Comuna Gherghești, vreau să spun că se întâmplă tot felul de ilegalități care sunt puse și obligat de domnul primar Ibănescu Nixon. În calitate de viceprimar am fost dat afară ilegal, făcând multe plângeri la parchet, am atacat în contencios în care sunt încă în curs de judecată. Pentru De ce v-a suspendat din funcție? Pentru că nu am vrut să-i respect ilegalitățile care dânsul mi le propunea. Care ar fi acelea? Adică să cerceteze secretarul comunei Gherghești pe doamna Adina Capră, să semnez devize de lucrări, să facturi, să merg pe jos. Păi nu era în... Nu, pentru în că... Aceste facturi nu erau legale sau cum? Păi le știa numai dânsul, tot ce face, face fără știrea noastră. Deci când ne pune să facem câte ceva, să semnăm câte o hârtie sau facturi sau devize, noi nu avem la cunoștință așa ceva. În momentul când îi cer să mă duc pe teren să văd unde sunt făcute lucrările, îmi spune că n-am decât să merg pe jos și să mă uit unde sunt făcute lucrările. Acum nu mai sunteți în funcția de viceprimar, sunt nu? Sunt în curs de judecată, mai am un proces și după... Prin lege, nu, dar acum? Acum nu. Acum nu. Am înțeles. Acum sunt alături de colegii mei. Dumneavoastră? Suntem social, Pascal Cornelia mă numesc. Așa? Așa și vă spun, încă din 2012, de când domnul Ibănescu Nixon a fost ales la primar în fruntea comunii, de atunci atât eu cât și colegii mei, zilnic suntem terorizați, s-a instalat un regim de dictatură în Comuna Gherghești, atât și în primărie, iar eu anul trecut am solicitat domnului primar concediu de odihnă, colegii mei știu toți, 5 cereri, nu am primit rezoluție la niciuna. Am solicitat adeverință de salariat să merg la un medic de familie la spital. Nu mi s-a refuzat să mi libereze acele adeverințe de salariat. Deplasările în interes serviciu din luni am primit din decembrie 2013 și până în prezent. Deci din salariul meu mă deplasez din banii mei în interes de serviciu. Da. Nu avem hârtie de scris, nu avem dosare. Am înțeles. Aveți... Da. De serviciu mă urmărește pe camere, da. Și eu și colegii mei. Da. Ștampila ține femeia de serviciu, că asta este. Cum? Care ștampila? Ștampila primăriei, nu avem acces. Din oameni stau două, trei ori pentru ștampila, pentru semnături, nu-i primar, nu-i femeie de servici. Între ei așa, care... Toți funcționarii își fac datoria, da. Este problema... Câți funcționari sunt în primărie? Doar cinci. Singura țară, cred că unul din țara. Când am fost și eu viceprimar, ștampila primăriei, au purtat femeia. Păi... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Doamna-i biblioteca. Am înțeles. Atât că colegii mei sunt de partea și pot să recunosc că a fost chemat în bureau domnului primar să facem referat pentru contra domnișoarei secretare, că și mereu se laudă că o demite și că o dă afară, că nu mai are mult. Chiar așa cum a dimineat spunea la, aici la oameni în curtea primării, secretarea nu mai are un pic, mai are un pic și o dă afară. Eu n-am refuzat să fac acest referat, colegii mei la fel, sunteți de față, nu? Recunosc, da. Să facem referat pentru... Am înțeles. Dumneavoastră, ce funcție aveți aici? Bănuiesc că probabil nu sunt contabil. Așa. Vă spun că am întocmit state de plată, am făcut veramente, care le-am și onorat cu plata pe 10 martie, după care, ducându-mă la domnul primar cu state de plată, zic, nu, domnule, să-mi aduci foaia de pontaj să fie după conica de prezență. Nu am cum să fac așa, atâta timp cât conica de prezență la toți colegii mei, deci noi venim la fără două minute,
și la fiecare câte 10 minute. În condică de prezență, în foaia de colectiv de prezență, nu scrie să tai jumătate din. Am un coleg care face naveta și dânsul semnează la venire, la plecare. Între timp, între spațiu de la venire și la plecare, domnul primar zice, îi tai, astăzi îi tai 160 de minute, mâine îi tai 80 de minute. Mâine cât îi tai? Mâine îi tai 30 minute. Neastră, ce funcție? Dânsul este, da. Profil Marcel, referent urbanist. Referent urbanist, profil Marcel. Profil Marcel, da? Mi se taie anticipat din ore, doamne, dacă s-o mai văd așa ceva. Cum deci, anticipat? Anticipat, deci, de exemplu, la când pleci după masă. Știu, tu pleci la ora de... Când tai 3 ore. Ia să stai și pentru mâine, da. Stai și pentru mâine sau... Pentru poimeni. Pentru poimeni, da. Ia să uite pe conicul...